România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, pe la noi, necazurile și problemele au soartă scurtă în ochii opiniei publice. Suntem o nație care ne inflamăm repede și apoi găsim altceva care să ne atragă atenția. E adevărat că în România problemele sunt aproape zilnice. Așa că ieri ați mai văzut doar niște știri mici, 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 așa, despre celebrul urs Arthur și uciderea sa, dar mai ales despre rapoartele pe care Ministerul Mediului le-a adus în fața ochilor noștri. Și subiectul se va stinge până când cineva va mai omorâ un urs. Noi, la România în direct, nu am fost aici săptămâna trecută și nu am avut ocazia să discutăm la cald despre ce se întâmplă. Dar știu că pentru voi este important, pentru că mi-ați scris pe mail, pe mesaje private, alții m-au căutat chiar la telefon, ca să ne spună cum stau lucrurile în această chestiune și să ne atragă atenția că aici nu vorbim doar despre uciderea unui urs, ci despre modul viciat, putred în care statul român funcționează. Și mi-ați spus așa, că o seamă de profesioniști nu au acces în spațiul public să vorbească despre chestiunea asta. Asta deschide emisiunea asta, așa cum ea este deschisă tuturor, îi aștept pe toți cei care au un punct de vedere despre această problemă astăzi, la rece. Mai ales că rapoartele venite de la Ministerul Mediului mie îmi dau de gândit. Astfel, datele prezentate de minister arată că uciderea acelui animal, fiți atenți de aici, s-a făcut cu respectarea legilor în vigoare și că autorizațiile emise erau valabile, adică a fost respectat circuitul acela administrativ. De asemenea, ministrul Tanțoș Barna spune că ursul ucis era periculos, că fusese supravegheat mai multe săptămâni de reprezentanții asociațiilor de vânătoare. În plus, oficialul adaugă că nu este clar dacă există un urs Arthur. Exemplarul vânat era mare, într-adevăr, spune el, dar în România există urși și mai mari. Pe scurt, ar fi așa ceva de genul, v-ați înșelat sau ați fost înșelați? Sau suntem înșelați de data asta? Până la urmă, de ce ai dat statului mai multă crezare decât o faci în alte situații? Probabil că mai mult o să ne lămurească ancheta procurorilor. Datele prezentate sunt în contradicție cu ce susțin asociațiile de mediu care au anunțat omorârea ursului, care au făcut cazul acesta public. Acestea spun că ursul este cel mai mare din România, că a fost omorât inutil și că autorizația de omorâre era acordată pentru un alt exemplar, că acesta nu e unul periculos care să fi făcut rău în zona respectivă. Adică s-au folosit de un tertip, spun oamenii de la Agent Green, ca să omoare un trofeu, pe bani. Singurul rezultat al poveștii astea este că s-au schimbat un pic regulile de vânătoare, că nu o să mai vină cetățeni din străinătate care pe bani să ne rezolve o problemă urgentă. Asta a hotărât săptămâna trecută ministrul. O să vă invit imediat la dezbatere, dar înainte l-am sunat pe Gabriel Păun, cel care conduce organizația Agent Green și omul care a semnalat acest caz. Bună ziua, bine ați venit! Chiar... Bună ziua și bine v-am regăsit! Haideți să facem un pic de lumină în chestiunea asta. Vi se pare sau aveți impresia ca și mine că ministerul răstoarnă spusele dumneavoastră? Nu mi se pare că răstoarnă spusele, pentru că dacă ne uităm pe fondul problemei, am avut de-a face cu o partidă de vânătoare de trofeu și nimeni nu neagă asta. Ministerul nu a putut să facă dovada cu absolut niciun document nou sau filmare video datată și localizată că nu s-a împușcat altul și că, mă rog, n-au adus absolut niciun fel de lumină în cazul ăsta ieri. Doar că, sincer, nu mă așteptam ca o autoritate care a greșit să-și recunoască propria greșeală. Nu aveam absolut niciun fel de așteptare de la controlul care a venit de la acest corp de control al ministrului, pentru că ei reglementează, ei controlează, nu aveau cum să-și asumite greșeala. E foarte bine că se uită DNA-ul pe cazul ăsta, m-am dus și eu, am fost chemat, am stat acolo ore bune să ofer toate informațiile și documentele pe care le dețin. Cu toți avem speranță în această anchetă, dar desigur nu ne bazăm doar pe ea și escaladăm mai sus. A mers comisarul european, este informat, a reacționat,
și așteaptă de la noi o plângere formală, pentru că aici noi detectăm... Așa, spuneți-ne care sunt probleme. Ca o parte din fenomen. Pentru că... Este vorba de un fenomen și e o problemă sistemică. Stați un pic, că vă întreb și despre fenomen. Imediat o să trecem și la dezbatere, oameni buni. Vă puteți înscrie deja la 0372069599. Domnul ministru spune că autorizațiile sunt legale, erau corect emise. De acord? Nu, nu suntem deloc de acord cu treaba asta. No, dosarul a fost foarte subțire, foarte prost făcut. A fost bazat pe o plângere din ianuarie care vine la 6 luni după ce fermierul a suferit pagube. Fermierul respectiv nici n-a putut să-și citească propria scrisoare de mână când m-am dus. Deci lucrurile sunt, există acte, dar scenariul cel mai plauzibil este că totul este fabricat în funcție de nevoia de trofeu a prințului. Acolo era un urs foarte mare, atunci acolo s-au dus. Or, documentele nu ne-a găsit nicio formă, încă este vorba de un urs mare cu dimensiuni de trofeu. Este și motivul pentru care ministrul a zis în final conferință de presă că speră că acest că blana acestui urs monumental să rămână la muzeul Posada. Oamenii spun acolo, domnule Păun, oamenii spun că ursul acela a fost urmărit 22 de zile. E adevărat? Poate fi verificat acest lucru? Nu poate fi verificat acest lucru, sunt doar niște declarații gratuite, nu există absolut nicio dovadă pe care i-au prezentat-o. În schimb, noi am venit cu documente și dovezi clare acum o săptămână când am lansat această situație. Ei n-au venit cu absolut nimic. A venit Liota de secretar de stat, director ANPM, Garda de Mediu și ministru, să ne spună practic timp de o oră jumate nimic despre caz, dar totul despre atitudinea ministerului, care a anulat complet și soluțiile pe care le oferim și a dat în continuare mână liberă vânătorilor și a hrănit o mișcare naționalistă care a deturnat un pic mesajul și care ne-a îngrijorat foarte tare. Pe noi nu mai ne interesează că nu mai vine un prinț sau orice alt cetățean străin. Ne interesează să rezolvăm problema din România. Deci ministrul a satisfăcut deocamdată doar nevoia de a da, să zicem, o satisfacție mișcării naționaliste, pentru că nu ne interesează să mai vină străini. Chiar vrem să îmbrățișeze soluțiile. Și l-am auzit spunând, ce vreți voi cu gardurile electrice, că copiii care merg la școală nu poate să meargă cu gardurile electrice după ei. Îl citez. Ursul nu vine după copiii care merg la școală și prin asta... În declarația asta, ministrul însămânțează panică în rândul populației, pentru că nu este un om de conținut, nu se pricepe la ceea ce a trebuit să facă din capul locului. Gardul electric chiar funcționează și nu l-am inventat noi, nu l-am inventat ministerul, l-a inventat alții și protejează 100% gospodările. Domnule Păun, aveți promisiunea mea că ne întoarcem la subiectul acesta, poate discutăm mai amplu la un moment dat. Am vrut să știe oamenii părerea dumneavoastră ca să poată cântări în ceea ce am spus eu despre minister. Mulțumesc tare mult lui Gabriel Păun. Oameni buni, trecem la dezbatere, dar întâi vă adresez întrebările la 0372069599. Îl repet și pentru cei care vreți să veniți alături de noi întâia dată. 0372069599. Întrebările. Vă conving rapoartele prezentate de Ministerul Mediului? Când ascultați cele două tipuri de argumente, voi, cetățenii României, știind mersul obișnuit de la noi, la ce vă gândiți? Cine are dreptate? Ministerul sau cei care fac parte din aceste organizații? De asemenea, invit alături de noi pe cei care sunt afectați de prezența urșilor în zonele în care locuiesc. Da, sunteți afectați? Ce vi se întâmplă? Puteți să ne povestiți și chestiunea asta. Și cum credeți că ar trebui să rezolve statul român această situație care, practic, a făcut înconjurul lumii și, din punctul meu de vedere, vine să ne arate putregaiul de la noi? 0372069599. Am deschis în acest moment liniile telefonice și procedăm la dezbatere. Adi, salutare, bine ai venit! Bună! Te ascultăm, Adi! No. Deci sunt de la Covasna și în legătură cu ursul. Deci, una la mână, nu știm cine este Gabriel Păun. Deci aici au arătat și la televizor, au arătat o urmă de câine de probabil Asia Centrală, nu urmă de urs. Și s-a făcut un mare tam-tam și audem numai dintr-o singură parte. Pe partea cealaltă nu s-a luat, deci a fost făcut totul tendențios. Deci
erau o grămadă de reportaje care au fost tăiate afară. Care au fost tăiate cum? Da, au fost tăiate. Deci nu s-a dat efectiv tot reportajul. Deci ce au luat de la oameni, au lăsat numai bucățica aia când a zis omul că a venit prin spate ursul. Dar restul, cât a fost, că a fost o discuție mai lungă. Dar haideți să mergem la de unde a început totul. Deci în 2016, Cristina Pașca Palmer a făcut o derogare prin care s-a interzis vânătoarea la carnivorile mari. După convenția de la Berna. Vorbim de elvețienii care au împușcat ultimul urs al lor în 1904 de către Bishop. Okay. Noi am avut o populație în 2016 estimată undeva la 5.500-6.000 de urși. Nu? Bun. Și deci au venit să ne învețe pe noi cineva care nu are urs. Ok, bun. Populația asta de urși a fost menținută, susținută și ocrotită de către vânători, silvicultori, care au știut ce să facă. Că dacă ar fi fost braconaj, cum se zice că s-a braconat, deci dacă au fost actele în regulă, nu mai este braconaj. Bun, deci ce susții tu este că tot ce s-a întâmplat este legal și în regulă. De eu asta înțeleg. Este mediatizat tendențios. Iar pe partea cealaltă, ăsta, agent Green sau cum îl cheamă, nu se uită, de exemplu, la festivalul urșilor de la Comănești de Ormănești, unde sunt cel puțin 5-600 de piei de urs în care sunt îmbrăcați oameni după datină, care sunt piei de urs care provin 99% din braconaj. Păi, deci există deci braconaj. Deci, acum te contrazici. Nu cred că există vânător care își împușcă un urs pentru el, vorbim de trofeu, așa, dacă vândă pielea de urs mai departe, ca să nu-l pune el unde trebuie să steie trofeul ăla, pe perete, pe jos, pe... Acum, există sau nu există braconaj în chestiunea asta? Există braconaj, o să există și mai mare, din cauză că ciobanii trebuie să se apere cumva. Nu? Deci dacă o derogare vine după 2 săptămâni, 3 săptămâni, o lună, iar despăgubirile după 2 ani, 3 ani, ce face omul? Își ia o pâine, umple cu antigel, îl aruncă afară și ursul moare în chinuri de insuficiență renală în, știu eu, crezi că în acest caz, te văd priceput, crezi că da, în acest sunt caz... Și fermier, sunt și vânător. Sunt crescut într-o familie de silvicultori. Crezi că în acest caz procedura a fost corectă de la cap la coadă? Teoretic, da. Dar nu se poate dovedi dacă nu a fost. Deci dacă ursul a fost împușcat la 200 de metri, asta e. Deci dacă ursul a fost împușcat la 200 de metri de o localitate, aici nu poți să împuști în localitate, nu poți să faci ideal. Ești sigur că a fost împușcat acolo? Deci eu cred ce zic ei. Aha, am înțeles. Dar eu te întreb. Eu nu cred, deci eu, de exemplu, nu cred pe cineva dacă cine învice pe urs și arată o urmă de câine. Deci nu pot să cred. Mă rog, hai să trecem peste chestiunea asta, că aici știi cum e în spațiul public, tu poți să spui ceva, el poate să spună altceva, dar eu te întreb foarte clar. Crezi că actele făcute, uite, vreme de 22 de zile, oamenii aia spun că au urmărit acest animal. Dar în fapt n-au însoțit asta de nicio imagine, de nicio fotografie. Este doar o scriitură de mână. Da, erau obligați. Așa e legea, erau obligați. Deci, ce s-au văzut despre Arthur, au fost niște poze făcute de pe camere de vânătoare puse la hrănitoare. Atât. Da, acum, momentan, deci vorbim iarăși de zona noastră, a fost pesta porcină și urșii n-au intrat la hibernare. Deci ursul nu intră la hibernare deoarece e somn, pentru că nu are ce mânca. Da. Urșii au mâncat toată iarna porci. Deci urșii sunt, deci așa mari sunt urșii, acum că n-am văzut în viața mea și sunt vânători de 20 ceva de ani. Deci sunt foarte mari din cauza asta, că n-au hibernat și sunt grași, efectiv se vede grăsimea pe ei. Deci, și plus că s-a zis că s-a vehiculat formula că din maximum 600 de puncte. Să nu uităm că recordul mondial este 687 de puncte par. Deci ursul nu mai are voie să crească peste 600. Și vorbim despre o asociație care zice că e specialistă. Nu poate să afirme așa ceva, că maximum 600 puncte. Adi, îți mulțumesc tare mult. E bine că am ascultat și punctul de vedere al cuiva care este din zona respectivă. Bine, o să spună că l-am tăiat, dar vreau să-i fac loc și lui Adrian. 0372069599. V-am întrebat astăzi ce înțelegeți din această încleștare de rapoarte și de date de la Ministerul Mediului și cele ale ONG-urilor care spun că acolo s-a
petrecut teoretic un act de corupție. Adrian, salutare! Bună ziua, vă salut, Adrian mă numesc. Sunt, la fel ca și antevorbitorul meu, sunt dintr-o zonă afectată de această situație cu urși, adică sunt din Buzău. După cum știți, tot numărul acesta de carnivore mari de urși sunt concentrați în câteva județe în România, adică sunt în Buzău, Brașov, Vrancea, Covasna, Harghita, poate și Mureș. Deci nu chiar toată țara are probleme cu urși. Și eu, ca și antevorbitorul meu, sunt vânător. Dar sunt și iubitor de animale, iubitor de munte, de drumeții. Aș fi dorit să-l întreb pe agent Green ce calificare au dânsii acolo în domeniul cinegeticii. Au pe cineva, un inginer cinegetic, un inginer silvic, un medic veterinar? Sau se documentează doar din fotografii cu urși? Oare au văzut vreodată un urs în sălbăticie, în pădure? Nu vorbim de urși de la zoo. Eu nu port discuția în acești termeni, pentru că voi vă negați calitățile unii altora. Sunt o grămadă de organizații neguvernamentale care au oameni foarte bine pregătiți în diverse domenii și chiar să zicem că n-au făcut o facultate de specialitate la un moment dat, pot învăța foarte multe. Iar când vine vorba de respectarea legii, uite, aici pot să mă pronunț și eu. Deci te rog, nu-mi lua acest drept de a mă pronunța asupra ceva. Sunt de acord cu dumneavoastră. Atunci, să vorbim despre respectarea legii în această situație. Ministerul Mediului a emis o derogare pentru vânătoarea la specia urs, pentru un urs care făcea probleme. Procedura normală este eliberarea unei autorizații. Se caută un vânător dispus să vâneze ursul contra unei sume de bani, pentru că asociațiile vânătoare au nevoie de acești bani pentru o gestionare corectă a fondului pe care îl administrează. Și atunci ar fi putut foarte bine să vâneze un vânător român. Să știți că 7.000 de euro, cât se spune că a plătit prințul, nu este o sumă extraordinară. Dar eu aș fi putut vâna ursul acela cu 5.000 de euro, să zicem. Dar în realitate tu știi că nu vorbim doar de banii ăștia, nu? Adică ne facem că vorbim despre 7.000 de euro, nu? 7.000 de euro este doar trofeul. Pe lângă cei 7.000 de euro vin uneori alte zeci de mii pentru organizarea partidei, pentru oamenii care te însoțesc, pentru cazare, pentru mâncare. E un întreg spectacol acolo. Adică să nu fim naivi, Adrian, să ne spună cineva acum în văzul României că a venit și a plătit 7.000. Nu. Omul ăla a cheltuit mult mai mulți bani pentru o grămadă de oameni care și trăiesc și trăiesc binișor din treaba asta. Cum la fel de bine aș fi putut cheltui banii aceia să meargă în Maldive. Sigur. Și cheltuia bani pe deplasare, pe mâncare și pe altceva. Vorbim de vânătoare. Okay. Prețul trofeului pentru mine sau pentru orice al vânător ar fi fost 5.000 de euro. Dacă aș fi dorit să vânez urs, însă eu nu vânez decât ceea ce mănânc. Dar nu-i condamn pe alți vânători care vânează urs pentru trofeu. Mm-hmm. Da, nu condamn, nu e o pasiune pe care s-o am eu. Întrebarea mea este dacă s-a procedat legal. Ori aici am niște, cum să zic, niște mari semne de întrebare. Pentru că aud despre niște rapoarte, acum procurorii o să vadă mai bine decât mine, aud despre niște rapoarte care sunt practic niște scrisori. Orică ne puneam eu sau tu la o masă și scriam, bă, uite, vreme de 22 de zile am văzut aici un animal periculos, tot aia e. Sunt de acord cu dumneavoastră. Eu când merg la vânătoare, eu vânez altă specie. Nu fotografiez înainte de vânătoare nimic. Doar după vânătoare îmi fac o poză cu animalul, cu trofeul, dacă a fost vorba de un trofeu. Însă, bun, spunem că vânătorii nu au avut alte dovezi decât după ce s-a împușcat ursul. Dar agent Green are o monitorizare a ursului de ani de zile? Nu. A prezentat? Nu, în mod evident că n-are. În mod evident, dar el a ridicat o problemă. Aia, eu nu zic că ăla e, că e cel mai mare urs din România, habar n-am, e și greu de demonstrat asta. Dar eu stau și mă întreb dacă nu cumva cineva profită de chestiunea asta ca să își bage niște bănuți în buzunare, așa, în ciuda mediului din România și a modului echilibrat de funcționare a lucrurilor. Păi, în clipa asta, în domeniul cinegeticii sau a vânătorii animalelor mari, carnivorilor mari, nu este un echilibru în România. Ok. Pentru că echilibru ar fi fost undeva la 3, 4, 5 mii de urși la suprafața noastră muntoasă și împădurită. Înțeles. Noi avem, după statistici, 12.000 de urși, care, după cum v-am spus, mai mult de atât, sunt concentrați în câteva județe. Probleme sunt la Buzău, la Vrancea, Brașov, Covasna, Harghita.
Ați auzit de probleme, de atacuri ale urșilor în alte zone? Nu, nu. În mod evident, da. Despre asta, nu, despre asta vorbim. Îți mulțumesc. Personal, ia, te rog, continuă-ți ideea. Eu personal am fost pus în situația să aleg. Mi-a ieșit în față un urs, în timp ce eram la o vânătoare de mistreți. A ieșit un urs la 10 metri de mine. 10 metri pentru un urs înseamnă foarte, foarte aproape, foarte aproape. Și am stat și în creierul meu, în secunda aceea, s-au perindat o grămadă de idei. Ce fac? Încerc doar să țip la el, doar să-l îndepărtez. Îmi apăr viața, pentru că eram cu arma în mână. Și viața mea este prioritară. Îmi apăr viața, plătesc, risc un dosar penal, care se deschidea cu siguranță un dosar penal pentru mine, pentru pușcarea ursului. Plătesc o despăgubire de 30.000 de euro, pentru câțiva ani nu o să mai fiu vânător. De ce să trăim cu frica asta? V-am spus, eu nu-mi doresc să-mi pușc urs. Nu-mi doresc. Dacă îmi doream, presam, așteptam când se ivea o derogare, plăteam și împușcam ursul. Poate ursul foarte, ăsta, care foarte nu are numele Arthur, poate îl chema Vasile. Foarte interesantă discuția. Mulțumesc, Adrian, că ai sunat. Sunt foarte importante opiniile voastre ca să putem să trăim echilibrat pe mai departe. România în direct, 0372069599. Chiar vă invit și pe cei care sunteți locuitori în orașele afectate să ne dați un semn de viață, să ne spuneți cum se duce viața acolo, pentru că vreau să înțeleg și asta. E și aici un punct de vedere asupra căruia trebuie să ne uităm. Vlad, salutare! Bună ziua! Te ascult! Și eu sunt vânător, ca și antevorbitorii mei, și eu m-am întâlnit cu ursul de nenumărate ori la vânătoare la Mistreț. Nu e un sentiment foarte plăcut. Cred că avem o populație de urși mult prea mare pentru suprafața de păduri pe care o avem și cineva ar trebui să regleze această problemă. Braconaj există și va exista întotdeauna atâta timp. Cum ajungeți voi? Ai văzut că și Adrian mai devreme a avansat o cifră din asta, a zis 12 ani. Cum ajungeți voi la calculele astea? Nu știu, fiecare asociație în parte de vânătoare își face un anumit recensământ la finalul fiecărui sezon pe care trebuie să-l predea la Ministerul Mediului și în urma acestui recensământ se ajunge la o anumită cifră. Uh-huh. Acum să vă spun exact cifre ca și antevorbitorul meu, nu știu exact, dar m-am întâlnit de foarte multe ori cu urs în locuri în care n-ar fi trebuit să mă întâlnesc cu urs. Am o cunoștință la Sibiu care tot așa e vânător ca și mine. Și Sibiu e un județ afectat de urși, ca și cum a zis antevorbitorul meu. Acolo sunt foarte mulți călcați de autostradă, călcați de mașini pe autostradă. La toate asociațiile din jur sună telefoanele în continuu de la oameni cu plângeri că vine ursul, vine în sat, omoară animalele. Na. E o problemă foarte comună. Și nimeni nu aduce rezolvare, nimeni nu despăgubește pe nimeni. Na. E un cerc. Trăiești acolo, te ocupi de asta, dă-ne o soluție, că te ascultă toată lumea. O soluție ar fi deschiderea vânătorii la urs și vânătoarea etică ca la oricare specie pentru a regla populația respectivă, la fel cum se face la Mistreț. Cum mai face tu să fie etic de vreme ce aici, în condiții atât de strict legale, avem niște mari semne de întrebare asupra ceea ce s-a întâmplat aici? Etic aș face în așa fel încât nu oricine ar putea să ajungă vânător. Testele psiho se trec foarte ușor de oricine, oricum, în vederea obținerii permisului de portarmă și permisului de vânător. Sunt de acord, nu toți vânătorii sunt etici, dar vânătoarea asta reprezintă. E o acțiune etică de reglare a populației de animale. Trebuie realizată în cota respectivă care se primește de asociație și trebuie scoase sau recoltate din teren animalele care bolnave, care urmează să regreseze din punct de vedere al trofeului, dacă vorbim de vânătoare la trofeu, sau animale bolnave, bătrâne, care nu mai are sens. Ți s-a părut că ursul ăsta vânat îndeplinește condițiile astea pe care le numești tu? Nu, asta am vrut să spun, nu mi se pare că a fost etic. E clar că e o situație în care o mână s-a spălat pe cealaltă, asociația respectivă are nevoie de bani, i-a obținut banii, domnul s-a ales cu trofeu, clar pentru asta a venit, pentru trofeu, n-ar fi venit pentru un oricare urs care produce nu știu ce pagubă. Ce poate să facă asociația asta cu banii? Adică faci și profit din treaba asta? Mai încasezi niște bani? Ți-i mai bagi în buzunar? Care e situația cu banii ăștia? Situația cu banii, de exemplu, eu pot să spun la asociația la care sunt eu înscris,
anul ăsta, cum n-au avut voie din cauza pandemiei vânătorii străini să vină la vânătoare la noi, sau n-a, le-a fost mult mai greu, dacă nu obțineam donații de la anumite persoane cu încasări mai mari, doar din cum îi spunem? Doar din ceea ce ați câștigat, da? Ce s-a întâmplat? Din cotizațiile membrilor. Doar din cotizațiile membrilor nu am reușit să acoperim întreținerea foișoarelor și observatoarelor, mâncarea care trebuie pusă în teren conform legii pentru animale și întreținerea recoltelor de porumb sau de grâu care trebuie ținut în teren tot timpul pentru animale. Dar la sfârșitul unui an, dacă rămâneți cu bani, ce faceți cu ei? Rămân pentru anul următor. Aha. Dar nu se prea întâmplă. Lumea nu se îmbogățește din vânătoare. Sau asociațiile de alea de stat, nu știu, dar cele private nu sunt făcute ca să îmbogățească lumea din bani. Foarte interesant. Vlad, mulțumesc, spor la treabă, îți doresc. Ștefan, bine ai venit la România în direct. Bună ziua. Salutare. Salutare. Începusem să mă gândesc din momentul în care m-au sunat colegii dumneavoastră cum să încep, dar din discuție se pare că începem cu soluțiile. Păi? Și soluțiile ar fi următoarele. Mulți spun că s-au tăiat pădurile. Pădurea tăiată, nu-i bine că se taie, nu-i obiectul discuției acum, dar are legătură. Apare regenerarea naturală, e habitatul perfect pentru urși, apare zmeuriș, apare tot ce trebuie, ar trebui să-i țină departe. Problema este alta. Problema este furajarea. În cazul mistreților, noi ca gestionari de fonduri de vânătoare, fac mențiunea, sunt vânător, am lucrat vreo 10 ani în vânătoare, acum mă ocup cu totul altceva. Noi administram hrană mistreților ca să-i abatem să meargă la culturile agricultorilor. Putem face lucrul ăsta și în cazul urșilor, numai cu un amendament. Comisia Europeană, împreună cu Guvernul, cu Ministerul de Resort, să subvenționeze această activitate. Dacă la mistreț beneficiem de cote, beneficiem și de pestă astăzi, dar asta e altă discuție, acolo ne permitem pentru că se întoarce ceva și la noi pentru a administra hrană. La urs, dacă suntem subvenționați, putem face lucrul ăsta și menținem departe de localități, având tot ce le trebuie în pădure. Habitat și hrană. Urșii care coboară sunt urși oportuniști, care s-a dovedit clar că prin relocări nu se rezolvă problema. Un urs care e obișnuit să-și procure mâncare ieftin și rapid din gospodării, sigur, oriunde l-a mutat, tot acolo se duce. Și atunci ce-i face? Păi ce aș face? Foarte simplu, dacă ar fi subvenționată hrana, o administrăm în pădure, noi avem infrastructură, gestionare, paznici de vânătoare, mașini, tot ce trebuie, mergem, ducem mâncarea în pădure și vor sta acolo. Uh-huh. Garantat. Vor fi atacuri de o anvergură mult mai mică. De ce nu facem asta acum? Adică pare ceva foarte simplu. Pentru că conform legislației în vigoare, este interzisă hrănirea marilor carnivore. Spune-mi un lucru. Ce părere ți-ai făcut despre acest caz? În cine ai încredere? Spui că te-ai lăsat de treaba asta de 10 ani, că nu e... Nu, am lucrat 10 ani, sunt doar vânător, apăsărar, pe trăgaci, că îmi place mai mult să mă plimb. Dar asta-i fix problema mea. În cine ai încredere acum? La cine te uiți? Deci la momentul ăsta vă spun din postura omului care a lucrat vecin aproape cu fondul de vânătoare din zonă. Am avut un fond pe care l-am gestionat prin intermediul asociației la care am lucrat în județul Vrancea. Numărul de urși este extrem de mare. Întrebarea mea era în felul următor. Domnul Gabi Păunșu, chiar îmi doream un dialog cu dumnealui, cum a monitorizat acel urs? Dacă noi gestionari facem fișe de observații, că întrebați cum se face evaluarea, într-o anumită perioadă anului, în aceeași zi sau în aceleași zile, toți gestionarii care au carnasierii mari pe fond procedează la evaluarea exemplarilor pe urme. Efectiv se măsoară urmele în diverse zone și se estimează. Este o estimare. Nu știe nimeni câți urși sunt cu exactitate. Uh-huh. Este o estimare în funcție de numărul de urme și de diferite dimensiuni, vă dați seama că efectiv așa se face evaluarea. Ești ferm convins că oamenii ei au împușcat ursul care trebuia?
Haideți să vă spun un lucru, fiind un... care era ursul care trebuia? O știu, cel unul periculos, am înțeles. Nu, da. cel din derogare. În zonă sunt mai mulți urși. Ok. Putea să fie unul dintre ei? E o întrebare. Adică pentru toți cei care cred că nu era ursul respectiv. Eu nu pot să spun că era sau nu, pentru că nu sunt gestionarul fondului. Nu știu cine producea paguba. Dacă eram gestionarul fondului, probabil aveam un minim de informații. Hai să-ți dau alt scenariu. Într-un sat acolo e un urs periculos, poate doi, vin peste oameni. Dar tot prin zona aia, voi care sunteți oameni specialiști, cunoașteți foarte bine că e și un mare trofeu. Dom'le, fac niște acte, le pun acolo în serie, le trimit la minister, pe baza celor doi urși pe care i-am tot văzut acolo, vine un austriac, un elvețian, cine vine să pe aici cu pușca în mână, o luați frumușel prin pădure, împușcați trofeul, e tot urs. Da, e tot urs, am prezentat pe urs. Ia uite, domnule, ursul periculos a fost luat. La revedere, bun. Toată lumea și-a luat banii. Întrebarea mea este în care cușcă a stat închis ursul ăla ca să duc vânătorul neamț sau vânătorul austriac sau vânătorul ungur direct la ursul ăla care spune dumneavoastră că e trofeu. Poate durează vreo 3-4 zile, nu mă pricep. Habar n-am, dar știți locul, știți zonele. Arealul unui urs e de 10.000 de hectare minim în care se mișcă. Spuneți-mi și mie probabilitatea ca un urs să revină în același loc într-o plajă de o săptămână, nu mă pricep. Deci ce am povestit eu aici este imposibil, nu? Păi ceea ce ați povestit dumneavoastră se întâmpla, știți când? Că toată lumea ne duce cu gândul când s-a împușcat ursul de 687 de puncte de Nicolae Ceaușescu. Atunci era permisă furajarea cu carne, cu cadavre și erau direcționați. Atunci fiecare gestionar știa ce urși are în fond, pentru că aia veneau și mâncau acolo. Era ceva reflexul lui Pavlov. Dar tu îmi povestești ca și cum peste tot s-ar respecta legea și ar fi numai niște oameni sfinți în România. Nu, eu vă spun că probabilitatea ca acel urs să nu fi fost cunoscut în zonă, eu nu neg, era un urs și era aproape de locuit. Pentru că cei care l-au împușcat știau de existența lui și venea frecvent. Putea să fie un urs problemă. Dar eu îmi pun o altă întrebare. Cum a constatat domnul Gabi Pământ că ursul cu certificat de botez, Arthur, îi lipsește din pădure? Că la monitorizare văd că nici până astăzi nu a putut să răspundă ministerului cum a realizat acea monitorizare. Dar să-mi spună măcar cum a constatat că nu mai este. Nu, el, cred că esența e alta aici și nu iau eu apărarea lui Gabi Păun, o să-și ia singur când o să vină din nou aici. Cred că a constatat că un urs foarte mare, un trofeu a fost vânat și nu e clar dacă acel trofeu era și un urs periculos. Dar atenție, în ipoteza asta, corect, era un urs foarte mare, a fost vânat. Da. Așa zic și eu. Nu ursul Arthur a fost vânat. Da, nu știu că n-are buletin. Bine, îți mulțumesc, Ștefan. Mai avem timp de două telefoane aici. Foarte instructivă discuția de astăzi pentru mine. Și eu atrag atenția că ce avem este să ne uităm mai mult la documente. Și sunt niște oameni în țara asta care se uită mult mai bine decât noi la documente. Ceea ce ați văzut ca documente acolo, să știți că e o poveste foarte frumoasă. Da, mă, e scris de mână, e compunere, înțelegeți? E și foarte greu să faci altfel. Adică trebuie să vin cu un film, cu niște poze, da? Oamenii au scris o compunere destul de frumoasă. Linia 12, da? Mihai, salut! Mihai? Hai să știi că l-am pierdut. Mihai? Nu mai e. Decebal, salutare. Bine ai venit la noi. Bună ziua. Sunt din Covasna. Ia uite, domnule, ne-a sunat toată Covasna. Ia zi, ești și tu vecin cu fondul ăla de vânătoare? Nu chiar. Chiar în orașul Covasna, știu localitatea în apropiere. Da, argumentele sunt pro și contra de toate taberele. Nu face nimeni o sinteză. Pentru că întotdeauna se pare undeva la mijloc. Din punctul meu de vedere, unul la mână, braconajul, haideți să fim sinceri, în ziua de astăzi braconajul din punctul meu de vedere e egal cu zero. Nu zic că nu există fenomenul, dar e la o scară mult, mult mai mică, o scară care nu poate afecta
populația la nivel de țară. Să luăm mai băbește. Cu toporul nu lași pădurea fără lemn și cu unduța nu lași apa fără pește. Cam așa și cu braconajul la urși. Dar fiindcă sunt foarte multe fonduri private, interesul lor este să protejeze vânatul. Stânile care erau înainte nu mai sunt, pășunile s-au împădurit, hrana li s-a mulțit, vânătoarea s-a oprit, e normal ca populația de urși să crească. Dar fiindcă în zona noastră s-a dărâmat foarte multă pădure, multă vegetație tânără, în zona asta s-au mulțit urși. E normal. Cu hrănirea lor în pădure, nu cred că se rezolvă. Oricum numărul lor e mare, conflicte vor fi întotdeauna. Că acest urs este cel cu probleme, că nu este cel cu probleme, e o problemă pe care eu am anticipat-o personal, nefiind de specialitate, din secunda a doua, în momentul în care s-au mulțit populația și s-au oprit vânătoarea. Și atunci ce propui? Vă dau un alt exemplu. Cum a fost cu pandemia, îi protejăm pe bătrâni, le limităm orarul de cumpărături. Nu, frate, s-au comensat la farmacie și la magazine. Era o chestie cât se poate de logică. Nu trebuie să fii de specialitate să dai seama că faci o tâmpenie. Chestia asta se urmărește la nivel politic, se întâmple așa. Deci, practic, e o treabă indusă de sus. Când sus e putre, degeaba te uiți jos, că era ursul ăla, că nu era. Nu se poate spune cu certitudine. Și dacă era ăla și dacă nu era ăla, chestii de genul ăsta se pot întâmpla în continuare și se vor întâmpla în continuare. Din punctul meu de vedere, sunt oameni de specialitate care pot spune, băi, ce e de făcut? Cum a fost și domnul de dinaintea mea? S-a ocupat de vânătoare o viață. Știe cam câte proceduri legale și practice care se pot aplica, să le iau unul de specialitate. Cei care fac birocrație sunt împărțiți. Știți, băi, vă trebuie stampila de la biseul celălalt. Mergeți dincolo, dincolo, dincolo. Astea sunt, nu știu cum să spun. Da, îmi pare rău, dar nu ne mai auzim foarte bine. Am înțeles, Decebal, mulțumesc tare mult. Nu ne mai auzeam foarte bine pe finalul acestei convorbiri. Dar ce spuneai tu e un apel la oamenii de specialitate. Întrebarea este dacă oamenii de specialitate au fost cei mai corecți aici. Iancu, tu închei România în direct. Alo? Salutare. Ești în direct. Bună, mă bucur că am reușit să prind sfârșit emisiunea dumneavoastră. Eu am o pensiune la munte și acum câțiva ani de zile eram vizitat de urși aproape în fiecare noapte. Întâmplarea face, fiind proprietarul și așa mai departe, dorind să-mi gestionez cât de bine afacerea, încercam să ies să-i alung. Nu aveam mari mijloace, aveam doar o lanternă care avea și ultrasune, se făcea și o sirene, mă duceam pe la tomberoane. Ținând cont că chestia asta se perpetua, a cincea noapte când ies și ursul se obișnui să era un pui așa pe la vreo 2 ani de zile, mai curios, cobora mai mult, ajung lângă tomberoane, dau să sară. În loc de ăla mic, a ieșit o namilă de vreo 9 ani de zile, mai mare ca mine și am și eu 1,90 m aproape. M-am speriat și eu, s-a speriat și el, fiecare a plecat în partea lui. Întrebarea mea este alta. Ursul acela, când ai fost la pândă ca să-l puști și stai că știi că vine în zona de case la 200 de metri, chiar crezi că noaptea când vine îți dai seama că e ursul pe care ai autorizație sau nu ai autorizație? Asta este una din întrebările care mi le pun. Apropo, nu sunt vânător, n-am nicio treabă, n-am tras cu pușca în viața vieții mele. Altă întrebare. Urșii se înmulțesc cam la 10 ani de zile și dublează populația. Dacă n-ar exista braconajul, pentru că împușcarea nu este legală la noi în țară, s-ar dubla. Ursul fiind vârful lanțului trofic în România, adică cel mai puternic mamifer care există, și are un teritoriu controlat, toți puii și tot ce ajung sunt alungați din zonă. Trebuie să se extindă către alte zone. Dăm o soluție. Fii atent, mai ai 15 secunde să ne dai o soluție, că tu închei dezbaterea asta. Soluția mea să dea drumul cei de la mediu să poată fi pușcați urșii care coboară în zonele de casă. Deci asta e soluția. Trebuie neapărat, pentru că se dublează la anumite ani de zile, populația se dublează. Bine, uite, o să facem așa. Mulțumesc tare mult, Iancu. E clar că unii oameni sunt afectați, e clar că alții au o afacere acolo. Cred că la un moment dat va trebui să venim cu Gabriel Păun aici în studio și să purtăm o dezbatere între cele două părți, pentru că asta e acum, e un conflict fără rezolvare între două părți. România în direct de astăzi se încheie aici. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.